cuvinte pentru suflet. O pildă ce se pliază perfect pentru situația actuală în care mulți oameni sunt nedreptățiți, umiliți și bat jocoriți și care cer dreptatea divină. Într-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina. Și era o văduvă în cetatea aceea care venea la el zicând, fă dreptate față de potrivnicul meu și el nu a avut un timp. Dar după aceea și-a zis în sine, chiar dacă de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, totuși, pentru că duva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate. Ca să nu mai vină mereu să-mi facă supărare. Și Domnul a spus, auzi, se spune judecătorul nedrept, oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă către el zi și noapte? vă spun că în curând le va face dreptate. Amin. Sursa Luca 18 1 cu 8. Cuvinte pentru suflet.